La mulți ani și bun găsit la Fight News! Ionuț Băluță este cel mai bine clasat boxer român la finele lui 2023. Constanțeanul ocupă locul 13 în ierarhia versiunii WBC. În cele 5 promoții majore ale boxului profesionist WBA, WBO, IBF, IBO și WBC, nu există niciun alt boxer român clasat mai bine decât Băluță. Super cocoșul Ionuț Băluță spune că e mulțumit de locul pe care îl ocupă, dar că se putea chiar mai bine. De asemenea, Constanțeanul anunță un meci important pentru prima parte a lui 2024. Pot să zic că sunt mulțumit că sunt pe locul 13 la WBC, dar puteam să fiu pe locul 8-9. Dar din păcate am ajuns pe locul 13. De ce? Pentru că am boxat anul acesta cu doi prospecți. Meciul cu Andrew King, care avea 10 victorii, 9 prin KO, și cu Denis McCann, care avea 16 victorii, 8 prin KO. Dar nu erau bine clasat în box rec. Și la anul? Ce te așteaptă? Chiar la începutul anului, chiar am un meci foarte mare. E aranjat deja? Da, dar nu pot să zic prea multe. E un meci foarte mare. Ce înseamnă începutul anului? Ianuarie, februarie, martie, cel târziu martie. Tot în Anglia? Da. Tot cu un englez? Sunt obișnuit, Octavian, în Anglia să mă bat. Pentru mine e a doua casă. Pentru că de acolo, cum se zice la noi, de acolo îmi câștig pâine. Că spun sincer, în boxul profesionist la ora actuală, unde sunt sportiv cu experiență, unde la ora actuală, unde e mama boxului, este în Marea Britanie și în Las Vegas. Anul acesta, boxând în Anglia, ai avut două meciuri. Victorie la Andrew Kane și meci terminat la egalitate cu Denis McCann. După meciul cu tine, McCann punea problema unei revanșe. Îi vei acorda revanșa sau nu? Eu sunt pregătit pentru el oricând. Numai că trebuie să vedem dacă el și el este de acord. El vrea revanșa, dar trebuie să fie de acord și echipa lui. Dar pe tine te interesează o revanșă sau nu? Păi nu mă interesează revanșa, da, pentru că este o centură foarte bună. Este în joc WBO Intercontinental. Și crezi că ai fost suficient de convingător până acum pentru a primi meciuri mari, așa cum le spui tu? Da. Pentru că sunt foarte iubit și apreciat în Marea Britanie. Englezii mă cer. Îl vrem pe Ionuț Băluță să lupte, să întâlnim. Pentru că eu, într-adevăr, eu le ofer spectacol, bătaie. Într-adevăr, Octavian, mă cer englezii, mă cer ăștia. Pentru că, cum e, în ora actuală, oamenii, în general, vor să vadă bătaie, vor să vadă spectacol. Nu sportivi care fug prin ring sau sportiv care boxează cu sportiv doar de a fi activ. Mie îmi plac miciurile mari, nu îmi plac să boxez cu sportivi care au 20 de înfrângeri sau 10 înfrângeri. Nu. Dați-mi, frate, meciuri tari, că de-aia sunt sportivul. De-aia muncesc. Sunt șanse. Ioane, sunt șanse să prinzi vreun meci, vreo gală și în Statele Unite? Da. Dăm detalii. Nu pot să-ți dau prea multe detalii, Octavian. De la anul pot să te țin curent pentru următorul meci și după aceea pe parcurs. Nu pot să chiar dau totul din casă. Și eu sper că anul viitor să pot lupta pentru titlul mondial, pentru că sunt foarte aproape. Și eu chiar îmi vreau revanșa și cu Denis McCann și cu Liam Davis. Adică eu sunt pregătit pentru orice sportiv la categoria mea. Și asta am dovedit. Corect. Și mie îmi plac meciurile mari, pentru că meciurile mari m-au făcut mare, mi-au dat încredere în mine, care asta e cea mai important. Rămâi în continuare la Super Cocoș? Da. Pentru că, într-adevăr, fac slăbire, dar mă simt bine în categoria asta, la Super Cocoș. Cosmin Gârleanu și-a trecut în palmares a treia victorie în boxul profesionist. Într-o gală disputată la Tijuana, Gârleanu l-a învins la puncte după 6 runde pe mexicanul Miguel Luna Tlapaya.
La Tijuana, Gârleanu și-a adjudecat toate cele 6 runde ale meciului cu Miguel Luna și a primit decizia cu 60-54. A fost al treilea meci disputat de Gârleanu de când a trecut la profesionism. Toate cele 3 meciuri s-au consumat anul acesta și au avut loc în Mexic. La finele lui 2022, românul a semnat un contract cu promoția mexicană Teme Boxing. Boxer de categorie muscă, Gârleanu a reprezentat România la ultima ediție a Jocurilor Olimpice. Ca amator a fost legitimat la Corvinul Hunedoara, unde și-a construit o carte de vizită impresionantă. A fost multiplu campion național de cadeți, juniori și tineret, campion mondial și vicecampion european de juniori și medaliat cu argint la Europeanul destinat pugiliștilor sub 22 de ani, desfășurat în 2019 în Rusia. Greul neozelandez Joseph Parker l-a învins la puncte fără drept de apel pe britanicul Deontay Wilder într-un meci disputat în Arabia Saudită, la Riad. Parker a câștigat fără emoții disputa cu Wilder, cu toate că era cotat cu șansa a doua. Toți cei 3 arbitri judecători l-au desemnat învingător la o diferență de puncte confortabilă: 118-111, 120-108 și 118-110. În joc au fost centurile WBC Internațional și WBO Intercontinental. Pentru pregătirea meciului, Parker s-a consultat cu Tyson Fury, căruia i-a mulțumit public după victorie. Parker are 31 de ani și un palmares alcătuit din 34 de victorii și 3 înfrângeri. În 2017, Parker a boxat cu românul Răzvan Cojanu, pe care l-a învins la puncte după 12 reprize. Promoția One a stabilit care a fost cel mai spectaculos knockout al anului 2023. Knockout-ul în cauză a fost livrat de thailandezul Superbon, care l-a pus jos cu o senzațională lovitură de picior pe turcul Typhoon Özcan în iunie la Bangkok, într-un meci disputat la categoria pană. Aici se încheie ediția de Fight News. Octavian Pescaru vă mulțumește pentru atenție, toate cele bune!